se cuvine să te laud, Domnule. Se cuvine să te laud, tot mereu. Sunt dator și se cuvine, cine altul decât tine m-a iubit și mă iubește tot mereu. Sunt dator și se cuvine, cine altul decât tine m-a iubit și mă iubește tot mereu. Zi de zi vreau să te laud, Domnul meu. Zi de zi vreau să te laud, tot mereu. Sunt dator și se cuvine, cine altul decât tine m-a iubit și mă iubește tot mereu. Sunt dator și se cuvine, cine altul decât tine m-a iubit și mă iubește tot mereu. În tot timpul să te laud, Domnul meu. În tot timpul să te laud, tot mereu. Și se cuvine, cine altul decât tine m-a iubit și mă iubește tot mereu. Sunt dator și se cuvine, cine altul decât tine m-a iubit și mă iubește tot mereu. Se cuvine să te laud, Domnul meu. Dator ca să te laud, tot mereu. Sunt dator și se cuvine, cine altul decât tine m-a iubit și mă iubește în orice greu. Sunt dator și se cuvine, cine altul decât tine m-a iubit și mă iubește Dumnezeu. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a mărăției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea minte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Amin. Dragii mei, vă spun bine ați venit la închinare și în seara aceasta. Doresc ca prezența lui Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt să ne atingă în complexitatea ființei noastre, în trup, suflet și duh. Dumnezeu să lucreze în noi edificare spirituală. Suntem din nou în casa Domnului, aici unde se propovăduiește puterea crucii lui Hristos. Provăduim crucea lui Hristos, care pentru cei care se află pe calea pierzării este o nebunie, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. De aceea dorim ca să ne închinăm și să cerem, Doamne, provăduirea crucii să fie pentru noi un obiectiv a relației noastre cu Tine, să stăm aproape de cruce. De aici avem sursa vieții, a sănătății și a vindecării din provăduirea crucii lui Hristos, care a murit pentru noi, a înviat, să ne aducă nouă speranța vieții veșnice, împărăția lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toți împreună.
Amin. Dragii mei, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la Cartea 1 Samuel, capitolul 4. 1 Samuel, capitolul 4, vom citi de la versetul 1 la versetul 11 inclusiv. Să ascultăm cu atenție cuvântul Domnului. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Ebenezer și filistenii tăbărâsele la Afec. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haideți să luăm de la Silo chivotul legământul Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Silo, de unde a adus chivotul legământul Domnului oștirilor care șade în Teheruvim. Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământul Domnului în tabără, tot Israel a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: ce înseamnă strigăle acestea care răsună în tabără evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi! Cine ne va izbăvi din mâna acestor Dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Întăriți-vă și fiți oameni, filistenilor, ca nu cumva să fiți robi evreilor, cum v-au fost ei robi vouă. Fiți oameni și luptați! Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit la cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Dragii mei, din nou vă binecuvântez din casa Domnului și doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie o realitate pentru noi, pentru fiecare. Și seara aceasta să fie o seară care o petrecem în închinare, așa cum ne vrea Dumnezeu să ne închinăm. Ne-a creat, ne-a pus în mijlocul creației Lui cu scopul de a ne închina înaintea Lui, de a comunica cu El, de a fi în părtășie cu El. De aceea mă rog ca Dumnezeu să lase prin Duhul Său cel Sfânt sensibilitate la această comunicare și părtășie cu Dumnezeu, care a promis că stă de vorbă cu noi. A dovedit că stă de vorbă cu noi. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că totul depinde de noi. El are gânduri bune față de noi, să ne dea un viitor și o nădejde. Are gânduri nu de moarte, nu de nenorocire, ci gânduri de bine, de viitor. Haideți să ne rugăm, Doamne, lasă sensibilitate și în timpul acesta de închinare. Sensibilitate să înțelegem comunicarea cu Tine, părtășia cu Tine, închinarea cu Tine, să înțelegem voia Ta și voia Ta să se regăsească în trăirea noastră. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amin. Dragii mei, înainte de a începe timpul acesta de închinare, vreau să vă anunț că avem reclamații de la frații noștri aborigeni pentru că le ocupăm parcarea. De aceea vă rog să aveți în vedere și cei care ați parcat să le dați posibilitate, este parcarea lor. Au și ei program de duminică dimineață, noi sosim mai devreme, ei vin mai târziu, dar au nevoie de parcare și haideți să respectăm această această conduită, dacă vreți să spunem, în ceea ce privește parcarea între noi și ei. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelegere și să evităm orice neplăcere, să le creăm o neplăcere când vin la biserică, în parcarea lor, nu găsesc unde să pună mașina. Vă dați seama ce situație emoțională creăm în viața lor când vin la închinare dimineață.
Dumnezeu să ne binecuvânteze cu înțelepciunea Lui de sus, care este ușor de înduplecat, și să ne respectăm unii pe alții, așa cum cere și legea aceasta socială, civilă, care este și guvernează relațiile noastre în ceea ce privește parcarea. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Cântăm cu grupul de laudă, cu toți împreună, o cântare, apoi fratele Sebi și sora Atilia laudă pe Domnul cu o cântare. După Sebi și Otilia și sora Denisia are o cântare spre slava Domnului, urmați toți aceștia de Gabriel și Flaviu cu o cântare. Dumnezeu să-i binecuvinteze și vom continua cântarea de laudă. Amin. Primește
schimbat pasul meu pe pământ. Drumul mi-ai netezit, viața mi-ai ocrotit, fiindcă tu mai întâi m-ai iubit. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc. Tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Dar e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te scând. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Fiindcă tu mi-ai fost scut și în harul tău sfânt m-ai ținut. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te să-ți spun cât de mult te iubesc. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc.
să cânt bunătatea ta. Căci tu mereu ai fost cu mine, tu cu bunătatea ta. Iisus, mă copleșești cu bunătatea ta. Mă plec acum ție, mă închid, cu totul mă predai. Iisus, mă copleșești cu bunătatea ta. Iisus, mă copleșești cu bunătatea ta. Mă plec acum ție, mă închin, cu totul mă predau. Iisus, mă copleșești cu bunătatea ta. Căci tu mereu ai fost cu ce bucurie am în Iisus, o viață nouă El mi-a adus. Pentru vecie m-am întors.
Amin. Să cântăm spre lauda lui Iisus, care este al nostru, dar și noi suntem al Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Cântăm cu toții o cântare cu grupul de laudă, apoi tinerii bisericei laudă pe Domnul cu o cântare, după tineri fratele Beni Bădiță cu o cântare, după fratele Beni Bădiță Cornel Pop cu o cântare și apoi familia Trif, Marius, Doriana și Timiu cu o cântare. Funcție de timpul care îl avem, vom face o rugăciune, dacă nu, mă rog ca Dumnezeu să lase un cuvânt bogat, consistent, elaborat și amplu
pentru desăvârșirea noastră ca sfinți ai Împărăției Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amin. Cine mă va clinti de pe calea Domnului?
needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior. Dragostea ta arsă și
se-ntoarse. Iisus, Iisus, noi te așteptăm cum crinii așteaptă noua, privind spre ceruri te chemăm. Chemăm cu mâinile amândouă. Treci peste anii viitori, Iisuse drag și vino, ne du mai sus, mai sus de noi. Mai sus de nori, în țara de lumină. În clipa când ne-om cununa, cu a tale sfinte taine, schimbați în chipul tău nida, a păcii albe haine. Schimbați în chipul tău nida, a păcii albe haine. Și-ți vom cânta, de dragoveșnicie, căci te-am chemat și te-am iubit, cât nimeni nu știe, căci te-am chemat și te-am iubit.
ce vă plecați genunchii rugăciuni. Iată în compătălie, poate ultima să fie, Dumnezeu va face pentru noi minuni. Hai de a nu te lăsa, Domnul e de partea ta. Domnul e de partea ta. Dai grea vom birui, cu Iisus în rai vom fi. Nu descuraja creștine, iată Domnul e cu tine. Ține steagul biruinței tot mai sus. Stai în post și rugăciune, luptă să-L lucrești bine, plin de râvnă pentru Domnul tău, Iisus. Dai grea, nu te lăsa, Domnul e de partea ta. Dai grea, vom birui, cu Iisus în rai vom fi. Dai grea, nu te lăsa, Domnul e de partea ta. Dai grea vom birui, cu Iisus în rai vom fi. Tot văzuhul se negrește, când brăjmașul se pornește, să mă atace, să mă culce la pământ. Vin săgeți otrăvitoare, care vor să mă doboare, dar de Dumnezeu într-una sunt păzit. Dai grea, nu te lăsa, Domnul e de partea ta. Dai grea, vom birui, cu Iisus în rai vom fi. Dai grea, nu te lăsa, Domnul e de partea ta. Dai grea vom birui, cu Iisus în rai vom fi. Roagă-te prin Duhul Sfânt de încetat. Prin furtuni și uragane, lângă Domnul vei fi tare, până la capăt un creștin cu adevărat. Dai grea, nu te lăsa, Domnul e de partea. Nu e de partea ta. Dai grea,
Să aud vocea ta când în jurul meu se adună furtuna îndoielii mele. Să nu uit că în tine, Iisus, am totul de plin și-n suflet naști un cer senin. Dacă n-ai fi de partea mea, ca să fii tu puterea mea, nimic n-aș ști, nimic nu aș fi, n-ar fi soare în viața mea, în viața mea. Dacă n-ai fi de partea mea, ca să fii pe acei ce-n durere salvarea cer. Să cunosc ochii ce în milă privesc, prin tot ce sunt să te oglindesc. Dacă n-ai fi de partea mea, ca să fii tu puterea mea, nimic n-aș ști, n-ar fi soare în viața mea, în viața mea. Dacă n-ai fi de partea mea, ca să fii tu puterea mea, nimic n-aș ști, nimic nu aș fi fără harul tău. Ești tu orizontul meu, nimic nu e prea greu, visez la cerul tău. Dacă n-ai fi de partea mea, ca să fii tu puterea mea, nimic n-aș ști, n-ar fi soare în viața mea, în viața mea. Dacă n-ai fi de partea mea, ca să fii tu puterea mea, nimic n-aș ști, nimic nu aș fi fără harul tău. Nimic n-aș ști, fără harul tău. Amin. Doresc să ascultăm mesajul Evangheliei. Dumnezeu să binecuvânteze pe fratele George Iacobuță și să lase inspirația peste el. Dumnezeu să facă lucrul acesta, avem nevoie de cuvântul Domnului. Dar înainte de acest mesaj, aș vrea să-l salut pe fratele Iosif David, îl văd la noi aici în biserică, nu l-am văzut de un an de zile. Dumnezeu să te binecuvânteze, Iosif, și ori de câte ori vii aici, ești bine primit și cu bucurie spunem, vino mai des la noi. Dumnezeu să te binecuvânteze. Să ascultăm mesajul Evangheliei.